Glorie Lui. E bine că m-au auzit și fără microfon. Slavă Lui Iisus. Amin. Urmează un mesaj. Câți dintre voi știți, poate că ați fost pe fază, deși am postat destul de târziu afișul, câți știți despre ce vom vorbi? Căpetenia... Să spunem căpetenia religioasă? Căpetenia, așa, vedeți ce înseamnă să nu spui tot? Ați văzut? Exemplu, căpetenia demonică a religiilor false, da? Ok, căpetenia demonică a religiilor false, ce număr era? 3, nu? Ok, numărul 3? Parcă 3 e. Așa, știți mai bine decât mine. Aveam impresia că 4, dar e 3. Ok, căpetenia demonică a religiilor false. Sunt multe religii false în lume, da sau nu? Foarte multe. Citeam aseară despre o religie care are 330.000 de zei. 330.000. Ați văzut când ai mai mulți copii, 3, 4, eu le încurc numele la 2. Supărați băieții mei de multe ori că îl stric pe Alessio și de fapt e Matias, sau îl stric pe Matias și de fapt e Alessio. Am doi copii și încurc, da? Dar să ai 330.000 de Dumnezei, la care să te închini? Da? Sunt multe, vom vedea ce presupun aceste religii sau le-am împărțit în 6 categorii, da? 6 categorii. Religiile din născocirea minții omului. Religii din născocirea minții omului, da? Oamenii care nu îi se închină lui Dumnezeu au tendința aceasta de a născoci religii. Omul este un inventator de religii. Da, avem 330.000 de zei în hinduism, da? Omul, când nu are adevărul înaintea ochilor, are această tendință de a inventa Dumnezei și de a se închina Dumnezeilor pe care i-a inventat. Grecii, romanii aveau Dumnezei pentru orice lucru sau orice sentiment sau orice faptă și se închinau, știau că se închină Dumnezeului banului sau Dumnezeului iubirii sau Dumnezeului lăcomiei sau Dumnezeului beției, Bacchus, da, îl avem și la români pe Dumnezeu ăsta. Mulți sunt dependenți de închinarea la Dumnezeul acesta. Și haideți să vedem în Ieremia, să vedeți închinarea aceasta descrisă de cuvântul lui Dumnezeu, Ieremia 10 de la 3 la 8. Aici este descrierea acestei religii. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur și îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Și nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Niciunul nu este ca tine, Doamne, mare ești tu și mare este numele tău printre popoare. Cine să nu se teamă de tine, împărat al neamurilor? Ok, ne oprim aici. Și e și versetul 8. Toți la oaltă sunt... Așteptam să o ziceți. Da? Toți la oaltă sunt care? Ăia care se închină la. Da? Normal că atunci când te duci în pădure ai un Dumnezeu care a creat totul și poate vă spuneți, frate Tony, dar nu ești drept și nu e ok din partea ta. Oamenii nu-L știau pe Dumnezeu. Normal că oamenii se închinau la fiecare pom care le ieșea în cale și la fiecare piatră care le ieșea în cale. Nu este adevărat. Romani 1 elucidează acest mister și spune așa, Dumnezeu li s-a revelat în... Ei înșiși, în cugetul lor, oamenii nu trebuie să se închine la pom, oamenii nu trebuie să se închine la un stâlp, pentru că Dumnezeu a pus în noi, cum știa Melchisedec, preotul înaintea căruia Avram a adus zeciuiala lui pentru Dumnezeu?
cum știa de Dumnezeu și cum de Melchisedec acum mii de ani în urmă nu se închina la niciun pom și nu se închina la nicio piatră, ci se închina dreptul lui Dumnezeu. Cum? Pentru că Dumnezeu i s-a revelat lui, așa este? I s-a revelat în cugetul lui, da? Și de-aia nu se închina. Fiți atenți, din nou, versetul 14, Ieremia 10 cu 14. Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei, sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare și vor pieri când va veni pedeapsa. Ăștia sunt idolii. Renunțați să vă mai închinați la statuete. Renunțați să vă mai închinați la imagini de oameni sau de orice altceva. Pentru că Ieremia ne spune foarte clar și Biblia, vom vedea la sfârșitul mesajului, Biblia este centrată pe o închinare în, spuneți voi, în duh și adevăr. Biblia asta vrea să sublinieze pe tot parcursul ei faptul că închinarea este între mine și Dumnezeu. Fără intermediar, Iisus Hristos a rupt perdeaua de la mijloc ca eu să mă închin Dumnezeului. Avram ieșea, voi credeți că Avram avea vreun obiect la care să se închine și care să-l conecteze cu Dumnezeu? Cine crede că avea un obiect care să-l conecteze cu Dumnezeu? Ieșea Avram din cort și zice, ah, unde e mă ăla? Și lua tablou și îl punea jos și începea, Doamne, pe aici intru eu la Tine. Te rog în mod deosebit, avea o poză cu un chip, cu ce... Dumnezeu interzice orice chip, orice imagine, interzice orice obiect, interzice orice formă materială cărea să-i te închini. Amin? E clar sau nu e clar? Cine a găsit asta în Scriptură? Dacă nu mă credeți, învățați aramaica, învățați ebraica, învățați greaca și citiți în original și veți vedea răspunsurile. Toată Scriptura vrea să ne ducă în acest punct al închinării directe față de Dumnezeu. Când l-ai descoperit pe Iisus Hristos, tu te închini direct lui Iisus, e în tine, Dumnezeu este în Duhul tău și acolo te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și asta este credința pe care Dumnezeu vrea să o avem. Amin? Nu avea nevoie Avram de niciun obiect, nu avea Avram nevoie de nicio icoană, se putea închina Avram fără să aibă un chip în față și, Sfinte Petre, eu nu am pile așa ca tine. Tu ești acolo sus, te rog, spune-i tu lui Dumnezeu că vreau și eu un BMW. Hai că fac și o rime. Spune-i tu lui Dumnezeu că aș dori și eu un BMW. Nu vrea Dumnezeu asta. Iisus Hristos a murit ca tu să-i te închini direct lui Dumnezeu. Iar cine-ți fură această închinare este un hoț, un mincinos și te deposedează de părtășia ta directă cu Dumnezeu. Amin? Da? Hai să vedem alte lucruri la care oamenii se închină. Apropo de asta, o să vorbim și de budism, dar nu pot să nu încep cu asta. Au venit doi tineri la mine care vor la anul să se căsătorească. De fapt, a venit el, a venit Marian la mine și îmi spune, Tony, vreau să la anul să ne căsătorim, vreau să mă căsătoresc cu scumpa mea iubită și vreau să zic o experiență pe care am trăit-o. A venit cineva la mine și îmi zice, vreau să-ți dau cadou un Buddha. Tu ai un Buddha? Și el zice, nu, n-am Buddha. Știi, Buddha ăla cu mânuța sau cu din ce dă el? Cu burtă, o statuie de-aia. Și că zice doamna asta, neapărat trebuie să ai un Buddha. Îți dau eu dacă n-ai. De când l-am băgat pe Buddha în casă, am noroc. Mi-am luat casă, mi-am luat mașină, am super job și super salariu și vreau să vă întreb, statuia aia mică, uite, n-am una acum să vă arăt, statuia aia mică cu burtă, voi credeți că i-a dat casă femeii respective? Cine crede că statuia i-a dat casă? Vedeți de ce Biblia zice, sunteți niște proști și fără minte. Pentru că eu, Dumnezeu, lupt pentru voi să vă binecuvintez. Imaginează-ți scenariul, atât de simplu este cuvântul lui Dumnezeu. Imaginează-ți următorul aspect, am doi copii, poate și tu ai, 2, 3, 4, 5, 7, 10, nu știu câți ai tu. 1.
Imaginează-ți că lupți de dimineață până seara, te duci la muncă, muncești pentru el, te trezești înaintea lui, că el intră la 7:30 la școală, la 7:30 trebuie să iasă din casă, te trezești la 6:30, îi faci omleta, îi faci lăpticul, nu vrea omletă cu castraveți, vrea omletă cu roșii, schimb, nu vrea ceapă în omletă, faci altă omletă, o mănânci tu pe aia, nu vrea ceai de dăla, vrea ceai de dălalalt, nu vrea să se îmbrace, nu vrea să se încalțe, nu vrea, plânge, urlă, până a ieșit din casă, zici că ai scos monstru. Știți scenariul, nu? Bă, nu mai poți, tu deja la ora 7:30 ești zăpăcit de cap. Ești obosit, ești extenuat. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că s-a inventat școala. Du-te! De-aia-ți părinții agitați cu școala asta online. Du-te la școală. Și vine acasă seara copilul. Tu ai luat și telefon să-l suni, i-ai băgat credit, n-avea credit, te-ai dus la o firmă de telefonie, i-ai băgat 5 euro acolo, ai dat 30 de lei, ia să aibă copilul să te sune. Și vine copilul seara acasă și se pune în fața la o statuie și zice: îți mulțumesc că mi-ai dat omletă. Îți mulțumesc că dimineață mi-ai dat ceai. N-am vrut verde, am vrut albastru. Îți mulțumesc că mi-ai încărcat creditul la telefon. Îți mulțumesc că mi-ai făcut patul și că m-ai așteptat cu o casă atât de călduroasă. Îți mulțumesc. Cum te-ai simțit tu? Cum te-ai simțit? Nu te-ai simțit trădat? Te-ai simțit... Cum? Am auzit un cuvânt frumos aici. Folosit, ăsta e cuvântul. Nu te-ai simțit folosit, nu te-ai simțit trădat. N-ai fi gelos pe faptul că copilul tău a deturnat toată binecuvântarea și toate mulțumirile pe care trebuia să ți le aducă ție, le-a deturnat către o statuetă? Bă, aia mi-a dat casă. Dă-o încolo de treabă, mă. Cea mai rudimentară formă de gândire este să crezi că Buddha ăla, statuia aia, ți-a dat ție casă. Când Dumnezeu... Poate că trebuia să fii nu știu unde sau nu știu ce nenorocire și nu știu ce problemă și n-ai fi putut să-ți iei nimic. Lumea este, și astăzi în România avem atât de multă idolatrie, avem sau nu avem? Cine a auzit de pietre cu energie? Oh, e o formă de idolatrie în România foarte gravă. Foarte gravă. A venit o doamnă la mine zilele trecute, săptămânile trecute, a venit la biserică și am văzut la gât o piatră și o purta, de multe ori am vorbit și m-am rugat pentru doamna aceasta, de multe ori m-am rugat pentru ea. Însă odată când a venit la mine, Duhul Domnului îmi spune așa: spune-i să-și dea piatra jos de la gât. Este o piatră înaintea căreia ea se închină. Și crede că piatra aceea nu știu ce fel de energie îi dă și nu știu ce fel de binecuvântare îi dă și ea își pune nădejdea în piatra aceea de la gât. Și cum a venit la mine, îi spun așa: te rog frumos să-ți dai piatra jos de la gât. Da? De ce? Zic, crezi despre piatra respectivă care are anumite energii? De unde știi? Zic, Duhul lui Dumnezeu mi-a zis. Bine, a dat-o jos. I-am zis, nu-ți mai pune nădejdea și încrederea în astfel de lucruri. Fiți atenți. Cuarțul fumuriu te ajută să scapi de viața veche. Cuarț fumuriu. Mă, ții o piatră neagră și aia te ajută să scapi. Dacă ai fost destrăbălat, dacă ai fost nenorocit, dacă ai... ai avut pe cineva în viața ta care te-a chinuit, te-a maltratat, ia-ți o piatră fumurie, omule. Și pup-o, închină-te la ea, pune-o la gât, bag-o în buzunar, înghite-o, că te scapă, domnule. Știți că sunt oameni care cred asta? Vedeți credința în pietre. Cuarțul roz cultivă iubirea. Luați-vă cuarț roz, cică. Nu mai e Hristos iubirea, nu mai este Dumnezeu forța iubirii, nu mai este Scriptura forța iubirii. Nu, cuarțul roz, domnule. Nu vrem, vedeți, noi nu vrem, vrem Dumnezei care să nu ne vorbească, asta este ideea. Vrem Dumnezei care să nu ne spună.
Noi avem impresia, ne distrugem viețile prin divorț, prin certuri, prin trădări, prin înșelări. Ne înșelăm partenerul, chiar și când ne uităm la pornografie. De fiecare dată când te uiți ca bărbat la pornografie, ți înșel soția pentru că tu poftești o altă femeie, pentru că tu vrei în inima ta o altă femeie, pentru că mintea ta este la o altă femeie, pentru că tu îți compari trupul femeii tale cu trupul femeii pe care tu o privești goală și ți iei un cuarț roz. Și dintr-o dată parcă încep, dai cu cuarțul ăla de asfalt, du-te bă de aici. Da? Hai să vedem. Mai avem cristalul de stâncă, ci că limpezește mintea. Îți iei cristal de stâncă și îți limpezește mintea. Turcoazul sporește vindecarea. Citrinul te ajută să trăiești în prezent. Aventurinul atrage oportunitățile. Ăsta cum îi zice? Helicopterul. Heliotropul îți dă energie, Celestino te scapă de stres, Celestino. Și Shungitul este cristalul, ăsta e cel mai scump și cel mai tare, e cristalul magic, zic ei. 10 pietre la care oamenii se închină și zicem, nu mai e, domnule, idolatrie, nu mai e. Dar astea ce sunt? E idolatrie sau nu este idolatrie? Ați avut vreodată o piatră de asta? Cine are curajul să... Ok, 1, 2, 3, 4. Aruncați-le. La gunoi. La gunoi. Adică creează Dumnezeu niște... Mă, n-a vrut Dumnezeu să facă planeta asta alb și negru. Ți-ar fi plăcut să treci pe o planetă alb și negru? Cui ar fi plăcut? Poate sunt pe aici. Nu ridicați mâna, vă rog frumos, e întrebare retorică. Da? Nu ridicați că nu vreau probleme. Nu ți-a, adică a creat Dumnezeu culorile. Imaginează-ți că iei penele din coada unui, pasăre așa mai, păun, mulțumesc. Iei penele din coada unui păun și zici, pana asta verde te scapă de viața veche. Pana asta mofte. Bă, Dumnezeu a creat niște pietre superbe, minunate, fantastice, să se bucure ochiul tău de ele. Ați înțeles? Dumnezeu a creat planeta asta superbă, a creat curcubeu, a creat păsările, a creat păunul. Nu a făcut numai găini negre sau albe. A creat și un păun, a creat și un porumbel în toate culorile. A creat Dumnezeu o paletă de culori incredibile să se bucure ochiul tău. Și tu iei culorile alea și îți faci Dumnezeu din ele. Că ai văzut o piatră mai roz, zici că e iubire. Ai văzut una neagră, zici că e magie. Vedeți? Idolatrie. Scăpați în numele lui Iisus Hristos de pietrele astea. Amin? Sunt oameni care mă ascultă și care nu știu chestiile astea și e bine să înțeleagă că închinarea la pietrele astea este idolatrie. Ați auzit de uleiuri esențiale? Sunt ok până într-un punct. Și eu mă dau cu ulei de lavandă când am arsuri. Și e bun. Uleiuri esențiale. Uleiuri care... aromaterapia, ți-a auzit? Dar sunt oameni care și-au făcut Dumnezeu din uleiuri. A apărut la televizor un caz sau la știri un caz în care o femeie i-a pus ulei de nu știu ce copilului cu mâna ruptă. Caz real. Avea copilul osul rupt în interior și știa că un ulei de nu știu ce dă putere oaselor. Și a pus ulei, că îi sudează osul. Câte sticluți o fi pus? Un litru? Vedeți, putem foarte ușor să alunecăm în extreme. Să credem că, știi, uleiul esențial este forma supremă de vindecare și de armonie. E ulei esențial care îți dă stări de nu știu ce. E ulei esențial care nu știu ce îți purifică. E ulei esențial care nu știu ce îți vindecă. Ficatul, splina, rinichii, plămânii, ochii, creierul. Și ai acolo cutiuța ta cu uleiuri și, domnule, aia e, nu te mai rogi, ai o problemă, pac uleiul, ai un stres, pac uleiul, te înțeapă în stânga, pac uleiul, ai nervi, pac uleiul. Și vedeți, te închin la uleiuri esențiale și nu mai ai părtășie cu Dumnezeu, nu mai ai părtășie cu Scriptura, nu mai ai o viață ancorată în Iisus Hristos, ci în uleiuri esențiale. Este o extremă, da sau nu? Nu folosiți niciodată lucrurile astea. M-a ascultat cineva când am fost și am predicat în alt oraș și îmi scrie, frate Tony, ascultându-ți predica, mi-am dat seama că mă închinam la aromaterapie.
Eu nu mai aveam nevoie de relaxarea în Hristos. Eu nu mai aveam nevoie de pacea pe care mi-o dă Hristos. Când eram stresată, mă duceam la paleta mea de aromaterapii și îmi puneam în dispozitiv o aromă și stăteam pe spate. Nu mai citeam din Biblie, nu mai mă rugam, nu mai aveam părtășie cu Hristos, că eu aveam aromaterapie. Oameni buni, asta este idolatrie. Da sau nu? Vedeți, e foarte ușor. A, ce idolatri erau, nu știu, evrei acum 3000 de ani. Dacă te închin la pietre, dacă te închin la uleiuri esențiale, dacă te închin la medicamente, dacă te închin, vedeți, chestia asta, știi, să iau medicamente, am luat medicamente, voi mai lua medicamente, dar am un Dumnezeu care este deasupra tuturor. Amin? Nimic nu-mi fură părtășia cu Dumnezeu. Ok. Planete care se aliniază, nu mai vorbesc, da, înșelătorie satanică. Ok, avem acum religii din născocirea oamenilor și ale demonilor. Când demonii vin și insuflă oamenilor o formă de religie care pare foarte, foarte reală, dar care nu este. Oamenii se folosesc de, așa cum ai zis, horoscop. Știți ce am surprins în București zilele astea? În Afi Mall, în Afi Palace, este o roată gigantică, horoscopul. Mă duc în centru vechi, mă plimb pe acolo cu soția mea, prin centru, ne plac străduțele alea, clădirile, ne mai oprim, le mai admirăm. Am luat-o pe Calea Victoriei, când intru pe Calea Victoriei, o roată mare cu toate zodiile. Am făcut poză, dar am surprins niște zodii cu chip demonic. Coarne, draci, urâte, deformate. Vedeți? Oameni cărora diavolul le insuflă, satana când îi vede pe oameni dispuși spre forma asta, spre o formă anume de idolatrie, îi ajută, îi împinge de la spate să adopte anumite crezuri și chiar să dezvolte anumite crezuri, le dă și profeți, le dă și salvatori și sunt multe. Am o carte aici pe care vă o recomand, este foarte, foarte bună. Ravi Zaharia, mai mult decât simple păreri, și este o carte foarte bună despre adevărul despre anumite credințe, religii false, cum le putem contracara, cum le putem compara cu cuvântul lui Dumnezeu și cum putem să chiar convertim oameni care sunt pe calea aceasta a minciunii. Da? Avem Islamul, care este un furt de identitate. Este practic o preluare. Știți ce n-am observat doar eu, am observat și eu, dar înaintea mea mulți alți iluminați de Dumnezeu au observat următorul lucru. Satana se folosește de credința în Dumnezeu și chiar de Scriptură ca să atragă în capcane. Voi vorbi despre New Age, învățătorii New Age, și vom vedea cu ce se mănâncă New Age-ul ăsta, învățătorii New Age recită foarte mult din Noul Testament. Știu pe de rost pasaje din Noul Testament. Care e pluralul la guru? Nu știu dacă există. Guri. E defectiv de plural, cred, da? Oamenii aceștia care sunt guru, învățători ai credințelor, nu știu de care, oculte, cunosc foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, îți dau pasaje din Scriptură și te au pe tine creștinul nepracticant, neștiutor, habarnist, te iau și te fac de cap și zici, wow, ce credință am găsit, vii acasă la bărbată tu și zici, mamă, frate, am descoperit yoga. Păi și ce-i cu yoga asta? Bă, e bună, mă, că mi-a zis un verset din Biblie, mi-a zis de Iisus, e bună. Prostii. Știți că oamenii sunt atât de prinși chiar din biserică în yoga asta. Când am vorbit cu cineva despre yoga și am spus că e ceva demonic, așa de tare s-a supărat și așa de... i-am atins Dumnezeul. Ați înțeles? I-am spus, nu, e ceva demonic. Nu, e Dumnezeul... Hai să vedem. Furt de identitate. Coranul afirmă că profeții Vechiului Testament au propovăduit cu toții islamul și și-au supus voința lui Allah în islam, așa cum se zice în sura 3:67. Ibrahim, adică Avram, nu a fost nici evreu, nici creștin. El a fost credincios, adevărat și întru totul supus lui Allah.
practic, islamul ia scriptura, rade niște versete, le dă la o parte, le face pulbere, sustrage anumite adevăruri și chiar niște adevăruri morale din scriptură și adaugă, și adaugă, și adaugă multe. Ravi Zaharia, care a fost un om de o altă credință, da, spune aici, vorbește despre fără de legea convertirii, religia impusă. Din cauza climatului de teamă generat de pedepsele pentru convertirea musulmanilor la alte religii, când am rugat un prieten creștin să-mi dea un exemplar din Noul Testament în țara lui, acolo unde erau el, deci prietenul ăsta creștin era printre musulmani, el a ezitat mult înainte de a face acest lucru. La început a refuzat și a fost nevoie de multe rugăminți și îndemnuri din partea mea înainte de a-mi da un Nou Testament. Iar când l-am primit, a trebuit să-l ascund. Când în sfârșit am putut să-l citesc, a trebuit să am mare grijă ca să nu fiu văzut. Iar când s-a aflat că am îmbrățișat credința creștină, am fost arestat și am trecut prin momente foarte grele, iar și în cele din urmă am fost exilat și deportat din țara mea natală. Islamul s-a impus prin sabie. Islamul s-a impus prin persecuție. Islamul rezistă prin persecuție. Da? Și sunt multe aici și vreau să vă citesc câteva, vreau să trecem repede ca să înțelegeți și să doctrina tachia sau acoperirii, e o doctrină a minciunii, zice așa, consfințirea coranică a doctrinei tachia se găsește în sura 16 cu 106. Aceia care nu cred în Allah, după ce au crezut, afară de acela care este silit să nu creadă, dar inima lui este netulburată într-o credință, asupra celor care și-au deschis inima necredinței, va veni mânia lui Allah și ei vor avea parte de chin cumplit. Înșelăciunea la care poate recurge un musulman sub incidența tachia când depune un jurământ contrar credinței lui, într-o stare de blocaj mental total, aduce pagube și suferințe incalculabile tuturor victimelor sale. Adică care este ideea? Ai voie ca musulman, dacă ești presat, să renunți la credința ta doar ca să-ți înșeli opresorul. E în creștinism așa ceva? Deci dacă ești persecutat, poți să renunți la credința islamului doar ca să-ți înșeli opresorul, să scapi și după aia să revii. Păi ce simplu ar fi fost și la noi, nu? Nu mai murea nimeni pentru Hristos. Nu mai era nimeni persecutat pentru Hristos, da? Deci, vedeți, această doctrina tachia sau acoperirii sau camuflării, și spune aici, tachia este utilizată foarte eficient în apologetică, adică în apărarea islamului. Apologetul musulman, ascunzându-l, negând anumite părți ale Coranului pentru a justifica și a promova cauza islamului, manipulându-și oponenții creștini. Polemistul musulman folosește strategia aceasta fără să se simtă deloc vinovat, da? Deci el poate să mintă, tu când stai de vorbă cu un apologet, un apărător al islamului, el te poate minți fără mustrări de conștiință. Voi vă dați seama de asta? Adică dacă tu îi spui, bă, în cartea ta scrie așa, el îți poate zice, nu, nu scrie așa. Deci ei își apără credința prin cine tatăl minciunii? Ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Ajung mincinoși în rai sau nu? Ajung mincinoși în împărăția lui Dumnezeu, da sau nu? Ajung opresorii în împărăția lui Dumnezeu, da sau nu? Ucigași ajung în împărăția lui Dumnezeu, da sau nu? Dar poate îmi spuneți, frate Toni, dar stai că și credința creștină a ucis, fals. N-a ucis pe nimeni niciodată. Noi vom vedea că un alt punct al predicii mele este tocmai despre asta. Ok, doctrina abrogării sau instabilitate, adică un singur verset din Coran poate anula alte zeci sau sute de versete. De exemplu, dă aici Ravi Zaharia, sura 9 cu 5, abrogă 124 de versete din Coran. Abrogă, adică șterge. Un singur verset șterge 124. E găsit în Scriptură așa ceva? Se contrazice Scriptura pe ea însăși, șterge un verset din Biblie, 124 de alte versete din Biblie, sau e o armonie, o completare armonioasă în care nu există contradicție? Așa e Scriptura, nu? Glorie lui Iisus Hristos. Da? Și continuă aici, dar puteți voi să căutați, da? Sunt multe de zis. Ok, hinduismul, am vorbit că hinduismul e o credință demonico-umană, să spun așa.
Da? O credință născută din ticluirea minții omului și minții diavolului. Da? 330 de milioane de zei și de zeițe. Și haideți să vedem. Știți ce este interesant? Și știți de ce mă îngrijorez eu în România și știți de ce vorbesc foarte mult despre lucrurile astea? Ați auzit creștini care zic, vorbesc de karma? Dar de zen ați auzit? Ai așa o stare zen. Voi observați cum, din cauza lipsei de credință autentică din poporul ăsta, din cauza faptului că nu există o trăire a creștinismului, din cauza faptului că oamenii nu cunosc scripturile și nu citesc scripturile, ei cad în tot felul de credințe, în tot felul de idolatrii, încep să se închine la uleiuri, la pietre, încep să se închine la... Vom vedea că hinduismul presupune... Fiți atenți aici, vorbim un pic mai încolo, că New Age le adună pe toate, din hinduism, din budism și din multe credințe orientale și vom vorbi despre New Age. Deci karma, fiți atenți aici, eu am vorbit cu o tipă odată despre Hristos și am văzut un blocaj foarte puternic asupra minții ei și nu știam de unde vine blocajul acesta. Să știți că satana nu stă degeaba. În timp ce bisericile noastre, une mare parte dintre ele, dorm, satana este foarte activ. Satana își promovează New Age-ul, yoga, toate credințele astea orientale, vrăjitoria Reiki și vom vorbi despre ea. Există așa pe sub societatea românească un râu de impurități demonice în care mulți români își scaldă picioarele. Mulți români își scaldă picioarele, mulți creștini. A ajuns creștinismul așa un sincretism, un amalgam. Îl vezi pe creștin că îți vorbește, zice, dă unul cu capul un stâlp care tocmai înjurase pe altul, zice, karma. Karma este viața ta, faptele tale vechi pe care tocmai le-ai făcut și karma este acel set de fapte care... Practic, te încadrează într-o anumită reîncarnare. De exemplu, dacă ai avut o karma bună, te reîncarnezi în om. Dacă ai avut o karma proastă, te încarnezi în țânțar. Sau mai grav, te poți încarna în ceva ce nu e viu. Poți să te încarnezi în nu știu ce piatră sau nu știu ce altceva. Deci cât de proastă ți-a fost karma, atât de proastă e reîncarnarea ta. E adevărată chestiunea asta, da sau nu? Voi știți că sute de mii de oameni din România cred în karma și în reîncarnare? Spuneam că vorbeam cu tipa asta despre Hristos și era un blocaj, era un blank, era nu mă putea auzi, nu mă putea vedea. Și la un moment dat, după ce am turit eu vreo jumătate de oră, îmi zice, crezi în reîncarnare? Și mi-am dat seama de unde vine blocajul ei față de cuvântul lui Dumnezeu și față de Hristos. Un demon ăsta de înșelătorie deja se înfiripase în mintea ei. Și i-am spus cu puterea lui Hristos, i-am spus, tânără dragă, reîncarnarea e o poveste frumoasă, dar falsă. E aventuros așa, știi? Vedeți, are un niz de moralitate, karma da sau nu? Are? Toate au un iz de moralitate. Fă bine să n-ajungi țânțar. Fă bine să n-ajungi vacă. Sau bou. Sau iapă. Sau cal. Fă bine să n-ajungi o pârlă. Fă bine. Și știi, alergi așa cu forțe proprii și vedeți, totul se bazează pe forțe proprii. Poate omul prin sine să facă bine, da sau nu? Zice, toate faptele voastre sunt o scârbă înaintea mea. Pentru că știi ce faci? Tu te duci și îi dai lui unul o pâine, dar acasă îți bați nevasta. Sau tu te duci și faci o casă în vas lui, dar te uiți la pornografie și Dumnezeu știi ce zice? Păi ce-am făcut, Bobiță? Ce-am făcut? Te duci și construiești case în vas lui și tu te uiți la pornografie? Se anulează una pe alta, n-ai cum, neprihănire peste pornografie, pornografie peste neprihănire, n-ai cum, scandal peste scriptură, îmi spune cineva, la mine în casă nu se poate citi Biblia, Toni.
Eu nu pot să citesc Biblia la mine în casă, pentru că la mine în casă este scandal non-stop. Între mamă și tată, între mamă și fiică, între mamă și fiu, între tată și fiică, între tată și fiu. Eu un scandal continuu și eu n-am cum să citesc Biblia în casa mea. Vedeți? Da, zice cuvântul lui Dumnezeu că neprihănirea noastră vine prin Hristos, care anulează faptele firii pământești. Amin? Care mă dezbracă pe mine. Că și budismul sună frumos și vom da și la budism. Hai să vedem budismul. Buddha. Ce mi s-a părut interesant la Buddha acesta, când a fost întrebat despre veșnicie, n-a știut ce să zică. Știți care este ăla, Buddha ăla, desface din mânuță și are burta mare? De crede lumea că îți dă case și mașini. Știi care e faza cu Buddha asta? Un deștept, atâta tot, dar în felul lumii. De-aia zice Biblia, dacă ești înțelept în felul lumii, rade tot. Aruncă și consideră nebunie toată înțelepciunea lumii și vină la Hristos și iau de la zero. Amin? Când a fost întrebat Buddha despre veșnicie, când ucenicii lui l-au întrebat despre veșnicie, vedeți, toate religiile lumii, toate religiile false sunt incomplete. Au un cârlig de moralitate cu care să te agațe și islamul are un cârlig de moralitate și hinduismul are un cârlig de moralitate și budismul are un cârlig de moralitate și New Age-ul are un cârlig de moralitate până și ăștia cu credințele astea nebune, vrăjitore și toate, te atrag. Noi avem magia albă. De neagră se ocupă alții, tot ei. Pe la spate. Noi avem magia albă, domnule. Ce face magia albă? Face doar bine. Noi doar dezlegăm, dar nu mai legăm. Te leagă dracu, praful se alege de tine. Dorm numai dacă te duci la vrăjitor, la magia albă. Ați înțeles? Ți-a citit diavolul în palmă odată și te-a legat de ca tânăra aia din Paris la care, pentru care m-am rugat de, zicea Tony, mi-a citit o ghicitoare, fugiți că cade ăla rău, că e chiar ăla rău. I-a citit unei femei care n-avea habar de credința în Dumnezeu. A crezut că e o glumă. I-a dat 2 euro la una să-i citească în palmă și după ce a citit în palmă, zice, o apucau niște arsuri în interiorul corpului, nu știu ce blestem s-a pus peste ea, că intra în duș ziua în amiaza mare îmbrăcată că simțea că ia foc. Eu m-am rugat pentru așa caz. A fost înaintea mea, plângea, era disperată. Femeia era în pragul nebuniei și al sinuciderii. De ce? Pentru că a citit o ghicitoare în palmă. Pentru că a intrat ca, nu știu, ca neînțeleptul. A intrat să zghicească vrăjitoarea în cărțile de tarot. Fugiți de toate blestemățiile astea. Dumnezeu să vă ajute. Amin? Budismul. Vine Buddha ăsta și zice, fiți atenți, cele 4 principii ale budismului. Zice, totul e suferință, domnule. Știți ce nu-mi place la budism? E foarte pesimist, domnule. E foarte, din calea locului, e foarte pesimist. Budiștii sunt foarte, ați văzut popoarele alea, foarte supărate. Zice, domnule, mie nu-mi plac filmele japoneze. De ce? Băia se omoară de... N-ai văzut așa ceva. Dacă în filmele astea europene mor 100 de oameni, la ei mor 100 de mii. Într-un film japonez, chinezesc cu comunismul, altă chestie demonică, da? Dacă spuneau americanii în cel de-al doilea război mondial că s-au înfiorat de cruzimea soldaților japonezi. Când soldații japonezi, ei nu prea luau prizonieri de război. Pe cine prindeau ca prizonier de război, îl distrugeau, îl umileau. Și ca să vă dau așa un exemplu de umilință, dar nu, e prea dur, făceau niște chestii obscene cu cel care, pe care îl prindeau și erau niște necurății și niște chestii oribile de înfiorau. Un soldat european sau american prefera moartea decât să ajungă pe mâinile unui japonez. Vedeți? O incredibil de mare, cum îi zice, negură peste minte. Buddha zice, totul e suferință, totul e trist, totul e pesimist. Zice Buddha, toată problema este dorința. Cine a pus în om dorința? Spuneți voi.
Dumnezeu. Zice, dorința este din calea afară rea. Adică dorința mea să-mi iau o mașină, dorința să-mi iau o casă, dorința să fac bine. Deci pune totul sub umbra întunericului. Apoi spune, soluția este să nu-ți mai dorești nimic. Să lași totul să se întâmple, să nu-ți dorești nimic. Și zice, al patrulea adevăr nobil este vedere corectă, decizie corectă, vorbire corectă, acțiune corectă, trăire corectă, efort corect, gândire corectă, concentrare corectă. Păi și cine îți dă corectitudinea asta, domnule? Atât. Aici se oprește Buddha. Zice, gândește corect. Eu zic lui fiii miu în fiecare zi, gândește-mă corect. O să uită la mine, se duce și gândește numai baliverne. Zice, îi zic eu, acționează-mă corect. Se duce și face numai prostii. Vedeți, trebuie o forță care să contracareze răul din om. Iar forța asta se găsește doar în Hristos. Budismul nu e o soluție, n-a fost și nu va fi. E dovedit istoric. Hinduismul nu e o soluție, nu este și nu va fi. Se omoară pe capete. Astăzi, în ziua de astăzi, dacă treci de la hinduism la altă credință, te prinde aia și te nenorocesc. Citiți mărturii ale misionarilor. În Nepal, în Nepal e hinduism. Păi în Nepal n-ai voie să zici nimic de Dumnezeu, de credință. N-ai voie să faci nimic legat de credința creștină, pentru că te poți trezi cu un sat întreg în casa ta, să-ți dea foc la casă și pe tine este lege de lustră. Ok? Și mai e New Age-ul ăsta. New Age-ul e ceva nou. New Age-ul încorporează karma, zenul, brahmanismul, reiki, vrăjitoria. Și haideți să vedem un pic și mă apropii de încheiere cu partea asta, să vedem un pic ce conține New Age-ul ăsta. Da? Practic este o reformare a hinduismului, a budismului, a tuturor credințelor demonice și orientale. Dar au un cârlig. Iar cârligul acesta vine așa, zice, astrologia este punctul de bază al New Age-ului. Zodia Vărsător. Sub Zodia Vărsător, ci că se vor întâmpla nu știu ce nebunii. Spiritism, adică magie, puterea minții și chemarea demonicului asupra ta. New Age-ul promovează credința în OZN-uri și în extratereștri. Știți că era un artist foarte cunoscut care a intrat în contact cu New Age-ul și a nebunit de și-a dat toate averile ca să caute OZN-uri. Voi vă dați seama în ce nebunie te aruncă așa ceva? Da? New Age. Sexul, spune, este divinizat. Practic, sexul presupune încorporarea în însăși existența. Deci, practic, face din actul sexual dumnezeire la New Age. Da? Ecologia. Fiți atenți, așadar pământul este un sistem viu, el nu doar funcționează ca un organism, ci chiar pare a fi un organism. Gaia, New Age are Gaia, ființa planetară vie. Și zice unul dintre Sundarlal, Bahaguana, zice, îmbrățișez copacul, fiindcă sunt una cu pământul, ca să-i pot împiedica pe tăitorii ilegali de lemne să vedeți, fac din copac existența însăși. Mai avem aici vegetarianismul, apropo la el, vegetarianismul, chiar Mahatma Gandhi spunea că oamenii care sunt carnivori, practic tot răul din om vine în urma faptului că omul este carnivor. Ați auzit de așa ceva? Până a apărut Hitler. Știți de ce le-a dat Hitler planurile peste cap? Ei aveau o credință pe care o susțineau. Dacă ești vegetarian, ești bun. Hitler era vegetarian. Și a omorât decât vreo 50 de milioane de oameni. Din momentul ăla s-a terminat cu vegetarianismul ca și credință absolută în puritate. Reîncarnarea, iarăși o altă prostie a New Age-ului. Oameni buni, și ce vreau să realizăm, și vom vorbi despre alte lucruri pe scurt, și ce vreau să realizăm? Vreau să realizăm că dacă noi nu avem credința aceasta în Hristos, nu stăm locului, o luăm razna, și noi și copiii noștri.
Voi înțelegeți că dacă scoatem creștinismul pe ușa societății, nu va rămâne gol, va intra o nebunie, o sumedenie de nebunii în casa noastră, în mintea noastră, în mințile copiilor noștri și ne vom trezi cu o sumedenie de demoni în societatea noastră, demoni care până acum n-au avut acces pentru că noi am păstrat credința în Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne păzim societatea de toate aceste credințe demonice, de toate aceste credințe ale zenului, ale yoga, ale karmei, ale reiki, ale ce vreți voi. Societatea se strică, se degradează, ajunge într-un impas colosal. Și mărturii sunt, ne-am rugat zilele trecute pentru un tânăr care a intrat în contact cu reiki, reiki care este o formă demonică, bineînțeles, de vrăjitorie, care își are rădăcina în hinduism, în New Age, reiki. Știți câți tineri sunt acaparați de forma aceasta de vrăjitorie? Personal a venit o tânără la Biserica Profides și a vrut să știe părerea mea despre reiki și i-am spus-o. De curând, un tânăr a intrat în contact cu o tânără care făcea vrăjitoria asta, era adepta vrăjitoriei reiki. A fost căutat printr-o pădure, pentru că au intrat niște draci în viața lui, prin reiki, de s-a dus în pădure și nu știe voia să facă acolo. Câțiva polițiști zdrave n-au putut să se apropie de el, de ce era peste omul acesta. Voi vă dați seama sub ce pericol se află societatea noastră fără Dumnezeu? Realizați asta, da sau nu? Cine realizează asta? Mii de ani, islamul n-a fost o soluție. Mii de ani, hinduismul n-a fost, budismul n-a fost, New Age nu va fi, e o nebunie, e o prostie. Știți ce, știți ce am început? Îmi venea să pup cuvântul ăsta și l-am strâns la piept când am început să văd ce demonism și ce nebunii se află în alte credințe. Am strâns cuvântul ăsta la piept, îl iubesc, oameni buni. Mi-a dat puritate, mi-a dat înțelepciune, mi-a dat tărie să scap de păcatele din viața mea. Mi-a dat echilibru, mi-a dat familie și aici și dincolo, și aici și în cer. Îl iubesc, oameni buni, îmbrățișați-l, iubiți-l, citiți-l, pregătiți-vă în cuvânt, ancorați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Mai sunt unele lucruri aici, religii pur demonice, dar aici e ocultismul, am spus, reiki, tot felul de vrăjitorii. Ce e practic vrăjitoria, oameni buni? Vrăjitoria înseamnă vindecare temporară fără neprihănire, putere fără neprihănire, cunoașterea viitorului fără neprihănire. Știți de ce atrage? Sunt oamenii atrași de vrăjitorie. Oamenii nu vor să se schimbe, dar vor putere. Oamenii nu vor să se schimbe, dar vor vindecare. Oamenii nu vor să se schimbe, dar vor cunoașterea viitorului. Când un om are o problemă, are două căi, Dumnezeu sau Satana. Știți ce îi zice Dumnezeu? Fiule, leapădă-te de ceea ce te-a îmbolnăvit. Lasă-te schimbat de mine, lasă-te transformat, lasă-te purificat de mine. Satana îți va spune, nu-i nevoie să te lași de ce te-a îmbolnăvit, nu-i nevoie să te lași de ceea ce te-a nenorocit, nu-i nevoie să te lași de ceea ce ți-a stricat mintea, tu vino la mine că te ajut. Și omul prostuț, știți ce alege de multe ori? Ce alege? A, nu trebuie să mă schimb, nu trebuie să mă întorc la nevastă, nu trebuie să-mi iubesc nevasta, nu trebuie să fiu cinstit și moral, a, nu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, păi aleg vrăjitoria, mă duc la vrăjitorie că mă vindecă. Fals, greșit, mai rău ajungi. Vedeți ce este? Astea sunt religii oculte. Avem religia ateistă, care este o negare a tuturor credințelor și este practic o religie ancorată în om. E umanismul de astăzi. Știți care este îngrijorarea mea față de România? Când mergeam și dădeam versete pe stradă pentru românii noștri, pentru bucureștenii noștri să se apropie de Dumnezeu, când le dădeam versete pe stradă, mare parte din tineri luau versetele respective, le aruncau. Unii mi le-au aruncat în nas. Tu știi, Florine, că ai fost cu mine de atâtea ori pe stradă. Îți aruncau versetele ori pe spate, ori în nas, ori la coșul de gunoi, ori le aruncau jos versete din Biblie și le făceau așa cu piciorul. Și știi ce spuneau? Sunt ateu. Am fost profesor în școala generală, clasele 5-8.
Și voi mai fi poate când mi se va mai cere și când voi mai fi chemat ca să ajut sistemul de învățământ din România. Și ce mă îngrijorează? Numărul tot mai crescut de elevi care se declară, știți ce? Atei. Nu vor rămâne așa niciodată. Satana va accesa mintea lor. Și în ultimă parte, religia adevărată, pervertită de firea umană. Și asta se întâmplă cel mai des în România. Oameni care se închină și lui Dumnezeu, dar se închină și pietrelor, îl au ei și pe Iisus Hristos. Și ce asta? E hinduism românesc, oameni buni. Ați auzit de hinduism românesc? Cine a auzit? Și ce e hinduismul? Hinduismul acceptă orice al Dumnezeu dacă nu-i scos pe ceilalți. Iisus n-acceptă asta. Iisus vrea să fie doar El Dumnezeul tău. Amen? Hinduism. Adică îl am și pe Iisus, o am și pe Fecioara Maria și pe Sfântul Petru și pe Sfântul Pavel, mă mai l-am și pe Buddha în casă. Eu v-am zis când am fost în Grecia, țară ultra-ortodoxă, dar am văzut asta și în România. Dar dau așa un exemplu că în Grecia mi-a venit mie acum proaspăt în minte. Era icoană cu Iisus, lângă era Buddha, era și Krishna, ăla cu trompete, cu nu știu ce, era nu mai știu ce. Bă, erau pe raft toți, pe care îl vrei. Puteai să iei pe toți. Îl luai și pe Iisus cu Maria, îl luai și pe Krishna, îl luai și pe Buddha, îl luai și pe nu știu cine, luai și o piatră și le puneai. Am văzut la cineva acasă exact chestia asta. Pe un perete era Iisus, pe o etajeră era Buddha, mai avea un bol de cristal care oferea de... Băi, oameni buni, asta e nebunie. Ce facem din creștinismul nostru? Voi citiți cuvântul lui Dumnezeu să realizați că Iisus Hristos este unicul și singurul Dumnezeu și singura soluție. Și închei cu lucrurile astea. Care este religia adevărată, oameni buni? Voi care credeți că este? Ortodoxismul? Veți vedea oameni care te drăcuie și te înjură. M-au înjurat pe o pagină de-a mea sute de oameni, dar în modul cel mai urât, și mi-au zis, bă, sectantule, ortodoxismul, bă, e de la început, Iisus a fost ortodox. Voi ați apărut în 1900, noi suntem de acum 2000 de ani. Minciună. Iisus nu era nici penticostal. Iisus nu era nici baptist. Iisus nu era nici ortodox. Iisus nu era nici catolic. Iisus nu era nici creștin după Evanghelie. Iisus nu era nici adventist. Iisus nu era nici... Ce vreți voi? Mai spuneți. Mai sunt? Și ce vine Iisus Hristos și ne spune? Ia fiți atenți, Iacov 1 cu 27. Asta e religia adevărată și credința adevărată. Și vom vorbi și despre locul ăsta de închinare, dacă e bun sau nu. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este ortodoxia. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este penticostalismul. Nu? Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este religia baptistă. Iuhu, ura! Religia adevărată și neîntinată... Spune... Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor. Ce? Cum rezumați partea asta? Cum rezumați partea asta? Spune tare. Dragoste. Dar știi care dragoste, Robert? Nu dragostea doar față de mine. Știu că trebuie să mă iubești. Iubește-mă și pe mine în continuare. Dar eu te pot ajuta într-o zi. Eu pot să-ți dau mașina mea când ai nevoie, eu pot să te împrumut cu bani, aici mai discutăm, eu pot să vin la tine când ai un necaz, eu pot să te ajut să dai o tencuială pe casă, dar știi ce iubire cere Dumnezeu? Du-te la Cel care nu-ți poate întoarce binele niciodată. Ai iubirea curată. Iubește o văduvă care nu te poate împrumuta poate niciodată cu bani. Iubește un orfan care n-are mașină să-ți dea ție să-ți car mobila. Iubește un orfan care nu te va chema niciodată poate la grătar la el, că nu va avea de unde. Iubirea sa care se sacrifică, sacrificială, iubirea aceea. Zice, credința adevărată este să nu fiți niște ipocriți. Vă iubiți doar între voi, vă împrumutați doar între voi, vă dați mese doar între voi, faceți grătare doar între voi, vă împrumutați cu bani doar între voi, vă sunați doar între voi. Asta este iubire ca păgânilor.
Zice Iisus, nu fac așa și păgânii. Iubirea adevărată este să-i dai un borcan de zacuscă celui care nu-ți va da la schimb una cu ciuperci. Tu îi dai cu vinete și ea cu ciuperci, sau el cu ciuperci. Face în schimb de apții pilduri. Credința adevărată este să ai inima îndreptată spre cel care poate nu te poate ajuta niciodată. Și încă un lucru ne cere credința adevărată. Să ne păzim ce? Ne-ntinați de lume. Ortodoxismul este zero dacă nu proclamă puritatea în Iisus Hristos. E zero. Penticostalismul este zero dacă nu proclamă neprihănirea lui Hristos. Baptismul este zero. Toate religiile sunt zero dacă nu se bazează pe neprihănirea lui Hristos. Bărbatul unei singure femei râde noi. Râde noi că suntem bărbații. Am cununat ieri doi tineri. Le-am dat binecuvântarea la doi tineri. El avea vreo 26-27 de ani. Ea avea 23 de ani. Amândoi virgini. Amândoi virgini. 27 și 23 de ani. Virgini. Virgini. O mai spun o dată, că îmi place cum sună. Virgini, domnule, virgini. A, ești prost. Păstrează-te neîntinat de lume. Asta e credința adevărată, amin? Zero barat, toate obiceiurile, toate slujbele tale sunt zero dacă nu se proclamă puritatea în Hristos, iubirea, iertarea, amin? Facerea de bine. Păstrează-te neîntinat de lume, neîntinat de lume. Să nu-ți placă beția, să nu-ți placă drogurile, să nu-ți placă pornografia, să nu-ți placă vorbirea de rău, să nu-ți placă bârfa, să nu-ți placă neiertarea. Să nu-ți placă toate astea. Păstrează-te neîntinat de anturajul lumii. Asta e credința adevărată, oameni buni. Poate să-și spună eticheta. Poate unii ne vor spune nouă profidisieni. Sună mai extraterestru așa, da? Profidisieni. Poate ne vor spune unii nouă. Nu, oameni buni, vă spun ceva. Religia mea este să cercetez pe orfan și pe văduvă și să mă păstrez prin Hristos neîntinat de lume. Amin? Unde să ne închinăm? Și cu asta chiar închei. Unde să ne închinăm, oameni buni? Trebuie să ne închinăm într-un loc anume? Știți când, când Dumnezeu a vindecat prin... îmi scap acum, am un lapsus. Care era ucenicul lui Ilie? Spuneți voi, Elisei. Așa, Elisei. Când Dumnezeu l-a vindecat pe Naaman prin Elisei, Naaman știți și-a cerut să ia cu el? Știți ce a luat cu el în țara lui? Ce credeți că a luat cu el? Spuneți tare. Mai tare. Mai tare. De ce pământ? De ce a cerut pământ? Să se închine pe pământ sfânt. El s-a dus acasă și și-a făcut podea din pământ sfânt. Știți de ce? Să fie acolo, domnule. Să fie pe pământ sfânt. Știți ce zice Iisus Hristos? Nu contează că te închini cum cântau artiștii noștri, lui Dumnezeu îi plac, cum era? Cu lemnul, cum era? Spațiile strâmte și din lemn. Fals. Lui Dumnezeu nu îi plac spațiile strâmte și din lemn. Nici megacatedralele, nici alea nu îi plac. Nici cinematografele. Și ce îi place lui Dumnezeu? Închinarea în duh și în adevăr. Poți să fii tu în beci sau în baie. Poți să speli vasele. Poți să faci închinare în bucătăria ta. Amin? Și Dumnezeu să fie acolo în bucătăria ta, în baia ta când îți speli șoșonii sau când speli rufe în cadă. Aia este închinarea ta și locul în care Dumnezeu se coboară. Zic, a, mare problemă. Zic, unde vin părinte Tony? Foarte mulți au început să-mi spună părinte Tony. Îmi scriu oameni din toată țara, nu mă supăr, chiar îmi place. Părinte Tony, unde să venim după dumneata la închinare? Zic, nu veniți după mine, veniți după Hristos și veniți să vă închinați lui Hristos. Da, clar, da, părinte. Dar unde? Zic eu, păi în Liberty Mall. E pe lângă acolo o biserică? Este și pe lângă, dar nu pe lângă. În! Ai, nu se poate. Nu. La etajul 2. Unde? La cine? Nu. Oameni buni, vreau să vă zic ceva.
Iisus Hristos este prezent aici, amin? Pentru că închinarea este în Duh și în adevăr. Iisus Hristos, vreau să vă spun un lucru, Iisus Hristos nu ne-a lăsat un plan arhitectural cum trebuie să arate biserica noastră. Cine a găsit în Biblie cum trebuie să arate clădirea? Cine a găsit în Biblie? A zis Iisus, trebuie să aibă altar, naos, prenaos, cruce deasupra, turle, sau trebuie să fie cinema cu scaune confortabile. A zis Iisus așa ceva? N-a lăsat Iisus. Iisus n-a lăsat nici cum trebuie să se îmbrace preotul. N-a lăsat. A, dacă veți voi să vă îmbrăcați, e treaba voastră. E treaba voastră. Dar nu-mi spune tu mie că eu trebuie să mă îmbrac. Iisus n-a zis, îmbrăcați-vă ca mine ca să fiți preoții mei. Nu. Ne-a lăsat să ne închinăm în Duh. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem o rugăciune zdravănă. Vreau să facem o rugăciune zdravănă și vreau să mustrăm în numele lui Iisus Hristos orice demonism care se apropie de țara noastră, orice religie falsă, orice ateism care vrea să cucerească. N-am zis un lucru. Ateismul a dezvoltat cele mai criminale sisteme demonice din lume. Nazismul, fascismul, comunismul sunt rezultatul ateismului. Și de ce? N-au nevoie de Dumnezeu și au nebunit. De-aia Biblia nu zice despre cel care nu crede în Dumnezeu că e ignorant sau e nu știu cum. Știți ce zice? Ziceți voi, ce zice Dumnezeu? Ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii aceștia? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Hitler a zis în inima lui, nu este Dumnezeu, egal, eu sunt stăpânul lumii, egal, eu pot să cuceresc lumea, egal, război mondial, egal, 50 de milioane de morți, egal, 11 milioane de evrei și romi omorâți în lagăre, egal, atrocități fără număr. Asta înseamnă ateism. Să ferească Dumnezeu România de ateism, amin? Să ferească Dumnezeu România de vrăjitorie, amin? Să ferească Dumnezeu România de islam, amin? Să ferească România de zen, de Buddha, de hinduism, de karma, de yoga, de reiki. Să ferească Dumnezeu țara asta de demonismul acesta, amin? Vreau să ne rugăm, închidem ochii și spunem, Iisuse, ferește-ne copiii, ferește-i pe părinți. Ferește țara asta de credințe demonice. Ferește țara asta de ateism care nu duce decât la rău, decât la păcat și la nedreptate și silnicie. Ferește țara asta și mă rog în numele Tău cel Sfânt, chiar acum, fă să se clatine căpetenia demonică a religiilor false. În numele Tău cel Sfânt, Iisuse, chiar acum, fă să se clatine, Dumnezeule, această minciună și să cadă la picioarele noastre și oamenii să se vadă goi, să se vadă lipsiți de orice credință și să-și dea seama că au nevoie de Dumnezeu și de credință adevărată. În numele Tău, Iisuse, în numele Tău, Iisuse, clatină, Dumnezeule, această căpetenie demonică a religiilor false. A închinării la oameni, a închinării la pietre, a închinării la uleiuri, a închinării la copaci, a închinării la mâncare, a închinării la tot felul de extraterestri și nebunii. În numele Tău, Iisuse, adu-i pe oameni înapoi la Scriptură, adu-i pe oameni înapoi la Tine, Iisuse, adu-i înapoi pe oameni la crucea Ta. Fă-i pe oameni să iubească cuvântul ăsta, să-l prețuiască, să-l strângă în inima și în mintea lor. Iisuse, te rog în numele Tău, Iisuse, te rog în numele Tău, roagă-te chiar acum, te las să te rogi, vreau să mustrăm și mustră tot ce ai auzit că este nedrept, că nu e adevărat, că trebuie scos în afara țării acestea, te las să te rogi în numele lui Iisus Hristos. Aleluia, te rog, Tată, în mod deosebit, Dumnezeule, în numele Tău cel Sfânt, Dumnezeule, te rog, Tată, în mod deosebit, Dumnezeule, lucrează Tu, Dumnezeule, în numele Tău îndură-Te Tu, în numele Tău salvează națiunea aceasta, în numele Tău cel Sfânt, Dumnezeule, ridică poporul acesta, ridică poporul acesta din negură și din întuneric, ridică poporul acesta, Dumnezeule, din minciună, ridică poporul acesta din idolatrie, ridică poporul acesta în numele Tău, în numele Tău, în numele Tău cel Sfânt, Zerataha.
Zaharia tu Radia tu Karatahava, în numele tău cel sfânt, Dumnezeule, punem un zid de protecție în dreptul granițelor noastre, punem un zid de protecție în dreptul granițelor noastre, în numele tău cel sfânt, în numele tău cel sfânt, îți cerem, Dumnezeule, îți cerem, Dumnezeule, îți cerem, Dumnezeule, ca tu să binecuvintezi, te rog în numele tău, te rog în numele tău, te rog în numele tău, lucrează tu, în numele tău cel sfânt, lucrează tu, îți mulțumesc, Dumnezeule, îți mulțumesc, Dumnezeule, te binecuvintez, te laud, te glorific, pentru că tu cu îngerii tăi, Iisuse, protejezi, protejezi, Iisuse, granițele acestei țări de necurăție, protejezi granițele acestei țări de vrăjitorie, protejezi granițele acestei țări de religii oculte, protejezi granițele acestei țări, Dumnezeule, de credințe moarte, de credințe omenești sau demonice, de ateism, Dumnezeule, protejezi țara asta de un creștinism, Dumnezeule, pervertit, Dumnezeule, de om, amestecat cu alte credințe, în numele Tău, în numele Tău, în numele Tău cel Sfânt, trezește țara asta, trezește poporul acesta, trezește poporul acesta, în numele Tău cel Sfânt, te rog, în numele Tău cel Sfânt, te rog, în numele Tău cel Sfânt, îndură-te, aleluia, în numele Tău, în numele Tău, Dumnezeule, clatină căpetenia demonică a religiilor false, a religiilor demonice, Iisuse, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Ta, trimite-o știrile Tale de îngeri, trimite-o știrile Tale de îngeri, cum le-ai trimis la Dotan, cum le-ai trimis unde era, Dumnezeule, Elisei, robul Tău, în numele Tău, pune-ne la dispoziție o știre de îngeri cu care să cucerim întunericul, cu care să înaintăm în întuneric, Dumnezeule, în numele Tău, în numele Tău, în numele Tău, aleluia. Doamne, vin înaintea Ta, vin înaintea Ta și mă rog, chiar în acest moment, să eliberezi oameni care sunt prinși în idolatrie, Dumnezeule. În numele Tău să cadă lanțuri de peste oameni prinși în idolatrie. Oameni care se închină la planete, la stele, la pietre, la uleiuri, la mirodenii, la lucruri omenești făcute de om. Oameni care se închină la mașini, la cariere, la case. Oameni care se închină la conturi bancare. Oameni care se închină la lucrurile acestea care nu pot vorbi și nu-i pot ajuta și nu pot merge. Oameni care se închină la chipuri, la oameni. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să protejezi și mă rog în numele Tău cel Sfânt, acum, chiar acum, să eliberezi oameni care sunt captivi în islam, care sunt captivi în hinduism, care sunt captivi în budism, care sunt captivi, Dumnezeule, în comunism, care sunt captivi, Dumnezeule, în tot felul de ideologii demonice, care au stricat, Dumnezeule, lumea aceasta, care nu sunt în adevăr, care nu sunt în Tine și nu sunt după voia Ta. Eliberează oameni chiar acum, eliberează oameni chiar acum, eliberează oameni chiar acum, Dumnezeule, eliberează-i, Dumnezeule, din minciună, eliberează-i din neadevăr, eliberează-i, Dumnezeule, chiar acum, pentru că știu că ceea ce stă, Dumnezeule, așa cum Tu ai spus, Dumnezeule, prin robul Tău, Pavel, Dumnezeule, cum i-ai spus lui Timotei, că în vremurile de pe urmă vor fi oameni care se vor lepăda de credința adevărată ca să se lipească de învățăturile dracilor, și vedem în România oameni care se dezlipesc de creștinism, oameni care se dezlipesc de creștinism și care umblă după învățătura dracilor și după credințe demonice. În numele Tău, eliberează oameni de legalism, eliberează oameni care se închină unor reguli și nu Ție, care se închină unor porunci omenești, oameni prizonieri, Dumnezeule, unei mâncări sau unei zile, Dumnezeule. În numele Tău cel Sfânt, Dumnezeule, eliberează oameni chiar acum. Poruncim în numele Tău acestei căpetenii demonice să se dea la o parte, ca biserica Ta să cucerească, ca împărăția Ta să cucerească, ca lumina să cucerească, ca Scriptura să cucerească, ca adevărul Tău să cucerească, ca Iisuse, Tu prin crucea Ta să cucerești. Mă rog, eliberează oameni de ateism. Mulți oameni, Dumnezeule, sunt prinși în ateism. De aici ajung să se închine prin muzică rock drăcească, prin tot felul de trupe demonice care chiar au nume demonice. Oameni atei care ajung să se închine demonicului,
prin faptul că te-au negat pe tine. Oameni care te-au negat pe tine, dar se închină lor, se închină minții lor, se închină puterii lor. Eliberează oameni de ateism chiar în acest moment, Dumnezeule. Deschide-le ochii să vadă că Hitler a fost un ateu, că Stalin a fost un ateu, că Mussolini a fost un ateu, că toți acești criminali ai istoriei au fost niște atei care te-au negat pe tine și au nebunit și din nebunia lor au rezultat războaie în care milioane de văduve și-au plâns soții, în care sute de milioane de orfani și-au plâns tații, și-au plâns mamele, moarte sub obuze, pentru că omul te-a negat pe tine. Eliberează România de sincretism religios. Eliberează România de un creștinism impregnat de păgânism. Eliberează România, Dumnezeule, de un creștinism netrăit, cu care oamenii se bat în piept și spun că e credința lor. Eliberează România de creștinismul acesta care n-are fapte, care n-are neprihănire, care n-are esență, care nu te are pe tine, Iisuse. Și fă-i pe oameni să ți se închine în duh și în adevăr. Să nu mai țină cont de loc, de locul în care se află. Pentru că oamenii cred că tu ești izolat într-o bisericuță. Oamenii cred că tu ești doar acolo. Își fac o cruce când trec pe lângă tine, Dumnezeule, crezând că tu ești doar acolo. Dar neștiind că ești în taxiul lor, neștiind că ești în mașina lor, neștiind că ești în casa lor, neștiind că le vezi păcatul și că păcatul lor pune un zid de despărțire între ei și tine. Eliberează România de creștinism fals și adu-i pe oameni în credința ta, în credința în Fiul tău, în credința pură, în neprihănirea Fiului, în jertfa de pe cruce, și fă-i pe oameni niște închinători în duh și adevăr. Și îți mulțumesc, Iisuse, că ne asculți și că tu ai luptat cu îngerii tăi chiar în acest moment. Știu că mulți vor veni la tine, știu că mulți vor veni la tine, pentru că am luptat în lumea spirituală, pentru că luptăm în lumea spirituală și pentru că ne dorim eliberarea României.